Noul sezon din boxul românesc va debuta săptămâna viitoare cu turneul internațional Dracula Open 2024. Competiția va avea loc în perioada 12-19 februarie, în sala sporturilor Olimpia din Ploiești și va reuni la start sportivi din 26 de țări. Printre aceștia se numără și 5 pugiliști suceveni. Clubul sportiv municipal Suceava va fi reprezentat la competiția din Prahova de Șerban Ioan Stoica și Constantin Vodă. Cei doi sportivi pregătiți de antrenorul Andu Vornicu au câștigat titlul național de cadeți anul trecut la categoria 40 de kilograme și respectiv 42 de kilograme. La Dracula Open 2024 vor participa și trei sportivi de la ACS Șomuz Fălticeni, antrenați de Vasile Nistor. Este vorba despre vicecampioana națională de junioare Marina Petroaie la categoria 57 de kilograme și Iulian Buletică la categoria 57 de kilograme și Sebastian Bombă la categoria 67 de kilograme. Ultimii doi sunt multiplu medaliați în competițiile naționale și internaționale din 2023.